La invitația organizației județene a Partidului Social-Democrat, filiala Giurgiu, joi 10 octombrie, premierul Victor Ponta, însoțit de o delegație de miniștri, va participa la un eveniment important pentru orașul Giurgiu. Societatea Shipyard ATG Giurgiu va lansa la apă cele 4 nave multifuncționale pentru acțiuni de protecție a mediului din cadrul proiectului Sistem de preluare și prelucrare reziduri de la nave și intervenție în caz de poluare pe sectorul Dunării, proiect administrat de către APDF Giurgiu. Premierul Ponta a onorat invitația socialdemocraților giurgiuveni de a participa la ceremonia de botez a celor 4 nave vedetă. Acestea sunt realizate pentru navigație fluvială propulsată cu echipaj la bord și sunt dotate cu echipamente tehnologice pentru intervenții în caz de poluare a Dunării cu hidrocarburi. Cele 4 nave pot naviga atât pe canale cât și pe lacuri și incinte portuare fluviale. În situațiile limită pentru care au fost construite să intervină, aceste nave oferă posibilitatea de a izola aria poluată, de a colecta rezidurile și a transporta materialele specifice combaterii poluării, dar și de a analiza calitatea apei. Constructorul Shipyard ATG Giurgiu va preda cele 4 nave beneficiarilor, aceștia fiind Ministerul Transporturilor și cel al Mediului și APDF Giurgiu. Navele își vor desfășura activitatea în cele 4 porturi din România, printre care și portul Giurgiu. După ceremonia de botez a celor 4 nave, în alta delegație de demnitare ai statului se va întâlni la APDF Giurgiu cu parlamentarii de Giurgiu, reprezentanții autorităților locale și județene și cu primarii localităților județului. Scopul întâlnirii este acela de a dezbate și a găsi soluții privind strategia de dezvoltare și accesarea fondurilor europene pentru creșterea economică a județului și municipiului Giurgiu.